Alocația de stat a copiilor va crește de la 42 la 84 de lei, potrivit unui proiect de act normativ adoptat prin vot final de Camera Deputaților. Copiii vor beneficia de o dublare a alocației de stat, după ce deputații au adoptat proiectul de lege privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative care include și această măsură. Cu toate că în buzunarul botoșănenilor vor intra 42 de lei în plus, acest lucru nu va duce la un trai decent al acestora. Parlamentarii liberali au hotărât ca alocația copiilor să fie dublată. Ponta însă spune că nu sunt bani și că aceștia n-au indicat sursa de finanțare. Credeți că dublarea alocației este suficientă pentru România? Consider un lucru foarte bun și o propunere foarte bună adoptată de peneniști. Că au dublat alocația copiilor este un lucru extraordinar de bun. Și este foarte bine că și PSD-ul, în final, am înțeles că au cedat și ei și au fost de acord cu treaba asta. Însă nu vă faceți vreo probleme, că bani sunt. Sunt bani, nu sunt probleme. La noi nu este conștiință și educație, domnișoară, asta e tragedia. Dar bani sunt. Oh, nu, nu, în niciun caz nu cred, de la 40 de lei la 80. Ajunge doar pentru o cutie de lapte și poate câțiva Pampers, dar nu, 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 asta nu-i de ajuns. Poate cea care ar trebui să rămână cea de 200 de lei care se dă până la 2 ani. În rest, așa, nu sunt de acord și nu cred că ajunge. Crezi că se vor găsi bani pentru această situație? Depinde de ei. Noi, nu prea. Avem foarte multe de spus, din păcate. În momentul de față, cred că ar fi eficientă pentru că e foarte mică. Comparând cu statele din... mai dezvoltate, avem o alocație mică. Eu zic că e un fapt bun care s-a întâmplat și o să găsesc bani. Oricum e premii pentru copil. Și când te gândești că la parlamentara noastră sau senatoare de Botoșani, Fedoroviș, care stă și mănâncă banii botoșanilor de ziaba, ea s-a opus. Schimbarea este susținută de către liberali, care își doresc o creștere treptată a alocației de stat până la nivelul de 200 de lei, în funcție de cât de permisiv va fi bugetul în viitorul apropiat.